știe unde-i centrul frești. Cine știe, cine știe unde-i centru-n București? Cât ar fi de mărginașe cartierele, parcă-s toate mici orașe și văzându-le. Cine știe, cine știe unde-i centru-n București? Dacă știi, mea ta răspunde când te-ntreabă unul unde, unde-i centru-n București. Bine ați venit în București! Eu sunt Raluca, iar astăzi vom descoperi împreună capitala României, cel mai mare și mai important oraș din țară, centru politic, economic și cultural. O plimbare prin București poate fi un prilej bun de a descoperi locuri și lucruri interesante. Știați că Ateneul Român a fost inițial plănuit ca manej pentru spectacole de cai? Sau că Biserica Grețulescu este unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură ale orașului de la sfârșitul perioadei brâncovenești? Parcul din fața bisericii este un loc ideal pentru câteva minute de relaxare și o gustare dulce. Plimbarea poate continua spre Opera Română, element reprezentativ al culturii bucureștene, construită în 1954 și unde se desfășoară periodic spectacole de operă și balet. Zona Pieții Victoriei și a Parcului Chiselef este și aceasta o opțiune de relaxare pe o bancă, într-o zi însorită de primăvară, ideală pentru o lectură în aer liber. Nu trebuie ratată nici piața Universității, adică zona kilometrului zero al României, loc în care se găsesc instituții importante ale culturii și educației românești. Universitatea București, Teatrul Național, Teatrul de Operetă și Universitatea de Arhitectură Ion Mincu. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti este următoarea oprire în plimbarea noastră prin București, cel mai mare muzeu în aer liber din România și unul dintre cele mai mari ale Europei. A fost creat ca proiect studențesc cu implicarea profesorului de sociologie Dimitrie Gusti, care și-a propus să aducă în capitală câte puțin din fiecare zonă a țării și să realizeze o expoziție a vieții la țară. Inedit este faptul că fiecare casă a fost adusă în bucăți, cu trenul sau căruța, din satul pe care îl reprezintă și apoi asamblat aici de meșteri din satul respectiv pentru a se asigura autenticitatea. Cine știe, cine știe, cine știe, cine știe, unde centru-n București? Cât ar fi de mărginașe cartierele, parcă-s toate mici orașe și văzându-le. Cine știe, cine știe, cine știe, cine știe, unde centru-n București? Dacă știi, mea ta răspunde când te-ntreabă unul unde-i, unde-i centru-n București.